Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați revenit la emisiunea noastră Viață în armonie. Iată că este deja, ne apropiem cu pași vertiginoși de jumătatea lunii februarie. A început primăvara încet, încet, cu pași mici și mărunți să-și spună cuvântul. Și ce se întâmplă când vine primăvara? Începem parcă să retrăim și noi momentele plăcute din viață, acele din când încolțește iarba, când mugurește copacul, când păsările încep să cânte. Și la astfel de momente, ce putem aduce în emisiune decât o doamnă care poate să ne vorbească despre copilul din interiorul nostru. Bine ai venit, Margareta! Bună ziua! Bine te-am găsit, dragă Gina! Bine v-am găsit, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem! Iată, am adus-o pe Margareta, am rugat-o să vină și am adus-o aici pentru că vine această perioadă de ziua îndrăgostiților, de dragobete, de mărțișor, de ziua mamei și am spus că vreau să vă aducem aminte cum este să fii copil și ce înseamnă să fii copil. Și pentru că Margareta a scris această carte, Întoarce-te la copilul din tine, voi, dragi telespectatori, ați mai văzut această carte și cu siguranță cine a putut să o primească, să o cumpere, a reușit să o cumpere și la noi la Piatra Neamț o puteți găsi în Bibliopolis, în librăria Bibliopolis. Acum nu știu, Marco, unde se poate achiziționa cartea ta? În țară? În țară nu există încă în librării, dar este un site online, www.copiludintine.ro, pe care prietenii își pot comanda. Cine dorește, poate comanda. Deci da, e sigur. Simplu, www.copiludintine.ro. Copiludintine.ro. Da. Noi am mai discutat despre carte și vreau să revin puțin pe subiect. Pentru că tu ai spus că ai avut multe persoane care te-au întrebat, de fapt, ce este acest copil? Așa este. De fapt, ce este acest copil? E adevărat că în momentul în care noi vorbim de copilul din noi, sigur, este și firesc ca primul gând să ne fugă la copilăria noastră. Însă, el este mai mult de atât. Acest copil interior reprezintă, de fapt, tot ceea ce noi am trăit, tot ceea ce noi am reprimat, tot ceea ce noi am stocat în perioada de la copilărie până la adolescență. Psihologii, specialiștii spun că, de fapt, în noi există două euri, cel de adult și cel de copil. Sigur, din punct de vedere energetic, vorbim. Și atunci este minunat atunci când reușim să ne întoarcem la el, să-l contactăm, să ne gândim la el, pentru că ne poate oferi mult mai mult decât aducerea pe conștient a amintirilor din copilărie. El poate face mult mai mult. Dar nu poate face singur. Nu poate face singur. Este în viața noastră posibilitatea de a vindeca acele momente mai puțin plăcute, acele traume care ne-au marcat. Atunci sunt subconștientul nostru, au persistat până acum.
Ne aducem aminte de ele, dar nu știm să le vindecăm. Este adevărat. De unele ne aducem aminte, dar sunt anumite momente de care și în special cele dureroase, care au fost prea dureroase, le-am stocat în subconștient ca un refuz de a le mai aduce pe conștient ca să suferim. Și atunci, de unele suntem conștienți, de altele nu, dar indiferent dacă suntem sau nu suntem conștienți, este minunat să ne redescoperim copilul din noi, pentru că în prima fază el are nevoie de ajutorul nostru, dar apoi noi avem mult nevoie de ajutorul lui. De fapt, realitatea este inversă. Realitatea este inversă pentru că copilul interior este, de fapt, la baza subconștientului nostru. Și noi știm că, de fapt, subconștientul ne conduce viața. Ori tot ce s-a stocat, ca și la o casă. Dacă am pornit cu o fundație solidă și sănătoasă, casa va fi trainică și ne va oferi un confort pe tot restul vieții. Dacă s-au produs niște fisuri, oricând putem avea probleme. Așa și cu subconștientul nostru, care în mare parte este format din toate aceste amintiri, emoții, programe pe care, la vremea respectivă, copilul interior le-a stocat acolo. Margo, avem amintiri pe care ne le amintim conștient sau nu ni le amintim conștient. În momentul în care ni se întâmplă ceva în viață și ne întrebăm de ce, avem posibilitatea să ne întoarcem în trecut, fiecare din noi, și să vedem de unde vine, dar putem să o facem singuri sau putem să o facem cu un ajutor. Eu te rog să încerci să spui acum telespectatorilor, pentru cine nu are posibilitate să aibă un om ca tine lângă ei și să-l învețe cum să facă, ce să facă atunci când li se întâmplă un astfel de moment și când viața îți aduce în val un anume eveniment și te duce cu mintea la trecut, sau nu? Sau nu. Indiferent că te duce cu mintea la trecut sau nu, comportamentul nostru, stările pe care le avem, emoțiile și tot ce ne domină în viața de zi cu zi este de fapt dat de subconștient și implicit sau mai ales de copilul interior. Primul lucru care ar trebui să-l facem fiecare dintre noi este conștientizarea importanței acestui copil interior. E adevărat că există foarte multă documentație și multe cărți și multe studii, mai ales în străinătate, făcute în acest domeniu. Dar poate nu toată lumea are timp să citească, poate nu toată lumea are disponibilitate, poate nu toată, da? Și atunci, este foarte bine ca noi să știm cât este de important să conștientizăm că noi acolo, în interiorul nostru, în sufletelul nostru, acolo în străfunduri, avem acest puiuț care a fost, este și va fi în întreaga noastră călătorie. Da? Deci acesta este primul pas. Să-l conștientizăm. Să știm de el. Să știm că există și mai ales să ne dorim să-l contactăm. Să ne dorim să-l cunoaștem. Sigur că sunt foarte mulți care preferă să nu-l cunoască, în ideea în care, dacă îl cunosc, poate
au momente când pot suferi mai mult. Abordarea asta este eronată din punctul meu de vedere, pentru că acele suferințe sau acele bucurii trăiesc acolo, indiferent că noi vrem să le știm sau nu, vrem să le conștientizăm sau nu, vrem să le căutăm sau nu. Ele sunt, există, chiar dacă le-am dus noi acolo sub preș, și acționează în situații despre care tu vorbeai mai devreme. După ce l-am conștientizat, este foarte simplu de contactat. Iar metoda pe care o prezint în carte, pentru care îi mulțumesc lui Doamne, după mine este una din cele mai eficiente. O luăm pe scurtătură, ca să spunem așa, cu ajutorul acelei fotografii, da? Copilul interior are o parte luminoasă și o parte întunecată. Înger sau demon. Depinde de tot ce a stocat. Dar indiferent cum, el are și o parte întunecată și o parte luminoasă. De ce îi spui, iartă-mă, de ce îi spui înger sau demon? De ce îi spun înger sau demon? Pentru că funcție de sănătatea lui emoțională, să spunem în ghilimele, ne influențează viața în bine sau în rău. Absolut în orice domeniu. Și în orice situație. Mi se pare cam mult, cam dur spus așa, înger sau demon. I-aș spune, nu știu, lumină și întuneric. E mai blând. Când lumină spui demon, întuneric, deja parcă sună într-un fel, așa... Da, e ceva ce nu e plăcută. Nu e plăcută expresia. Să dăm unui copil, nu? Nu e plăcută expresia, da. Nu, eu am citat de undeva... Anumiți cercetători așa au denumit. Eu sunt acum folosită, dar noi putem să-i spunem cum vrem și cel mai frumos este să-i spunem o denumire care să aducă multă iubire, pentru că până la urmă noi ce urmărim? Să scoatem la suprafață partea noastră frumoasă, partea noastră frumoasă a sufletului, nu? Toți ne dorim asta. Tuturor ne place să trăim în armonie, să trăim în echilibru, să trăim în noi și cu noi, într-o stare de bucurie până la urmă. Este timpul vibrației pământului în care iubirea își face loc. Exact. Și cel mai plăcut lucru este atunci când deja citești-o pe cineva, te-ai pus în mâinile lui Dumnezeu și te lași dus de energia sfântă. Vezi tu, Gina, și dragi prieteni, acest copil interior are atâta importanță și atâtea fațete, pentru că dacă stai bine și te gândești, copilul interior și copilul Hristos, în momentul în care copilul interior este sănătos, ei se unesc. De fapt, sunt acel strop de iubire divină care există în sufletul fiecăruia dintre noi. El ne poate aduce inclusiv acea regăsire. Ne regăsim pe noi, îl regăsim pe Dumnezeu în sufletul nostru. E o unime, dacă vrei. De asta tot vin și tot vorbesc de acest copil interior, pentru că pe măsură ce studiez, rămân din ce în ce mai entuziasmată, dar în același timp și din ce în ce mai mirată, cât de important este el. Știi ce? Acum am primit așa trei cuvinte. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Deci astea sunt expresia care mi-a venit acum, pur și simplu să vă spun. Și în momentul în care tu ai spus că sunt una, mi-a venit acest clic, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Până la urmă, copilul din interiorul nostru este, de fapt, dacă stau și mă gândesc, energia lui Isus. Corect. Foarte bine ți-a venit și e clar că e o informație venită de la Doamne, pentru că în momentul în care noi
am venit în această viață, deci n-am venit la întrupare, da? Ce am venit întâi? O scânteie, o energie, care treptat a început să prindă viață. Și de fapt, asta reprezintă acest copil. Iar în momentul în care eu, după vindecarea copilului interior, care o prezint în metoda jocu, este acel ultim capitol pe care eu l-am denumit integrare în iubire, care de fapt asta sugerează. Tu, după ce ți-ai vindecat copilul, cobori în peștera magică, cum îi spun eu, corpului nostru, pentru că este ceva magic și corpul nostru. Până la urmă este gazda sufletului, nu? Și atunci este templul. Templul sufletului nostru. Și atunci asta și urmăresc când, sub forma unui joc, eu sugerez cititorilor, prietenilor noștri, celor care experimentează metoda singuri sau alături de cineva care o stăpânește, această excursie în interiorul lor. Și atunci ei, undeva în zona inimii, aud acel plânset de bebeluș. Se duc, îl iau în brațe, primul copilaș îl ia în brațe, se integrează în el, vine al doilea copilaș, îl ia în brațe, se integrează în el, vine al treilea copilaș, îl ia în brațe, se integrează și el în el. Vii tu, euul tău adult, tu cel de astăzi, și iei acest bebeluș la pieptul tău. De fapt, ce este? Unirea cu tine și cu Dumnezeu. Asta am avut în vedere la ultimul capitol, când vorbesc despre integrarea în iubire. De asta spun, ne poate fi și cel care ne pune frână în bucuria noastră, în dezvoltarea noastră, în viața noastră. Ne poate fi și un bun prieten. Ne poate fi și un deschizător de drumuri și un sfetnic, dacă vrei. Depinde de starea lui. Și atunci sunt foarte multe workshop-uri, ateliere, simpozioane care se axează foarte mult pe partea luminoasă a copilului interior și e foarte bine. Eu nu spun că nu e foarte bine, pentru că în momentul când ai partea luminoasă, tu ai toate cele virtuți de care te bucuri. Curaj, încredere, iubire necondiționată. Pentru că așa manifestă copiii când sunt mici. Dacă îi urmărim, ei așa manifestă. Însă, în momentul în care tu accesezi partea luminoasă, dacă acolo au existat niște suferințe, când tu ai fost micuț, ele rămân acolo și înfrânează într-un pahar. Ca să pui această apă, trebuie să fie curat, nu? Sau indiferent ce vrei să pui. Așa și cu sufletul nostru, așa și cu copilul interior. Păi ca să-l creștem noi și să-l aducem în bucurie, nu trebuie întâi să-l eliberăm de toate spaimele care le-a trăit? Categoric. Nu neapărat, nu toți, dar majoritatea. Marco, mi-a picat în mână și am început să citesc o carte și n-am să-i spun nici numele și nici autorul, decât că este vorba de umbră. Da. E o coincidență, eu o recitesc chiar în perioada aceasta a doua oară, știu despre ce vorbești, dar într-adevăr, acest copil interior are foarte multe denumiri, dacă vrei, da? Autorul despre care vorbești a denumit o umbră. Că așa este. El stă acolo în subconștientul nostru, iar din umbră, cum s-ar spune, efectiv ne conduce viața, în sensul că el fiind în subconștient, noi știm foarte bine că subconștientul ne determină stările emoționale, nu? El acționează mult mai rapid decât mintea conștientă, de fapt. Exact. Și dacă stau să mă gândesc, pur și simplu, momentul în care spun umbră, în acest moment, umbra este în spatele meu.
pentru că eu stau cu fața la lumină. Ce înseamnă de fapt umbra? Înseamnă acea parte din noi nematerializată care se vede undeva în fața luminii. Ca să vezi umbra, trebuie să te întorci cu spatele la lumină. Gândiți-vă, este atât de interesant, practic, ceea ce spun eu acum este efectiv. Așa este, te întorci cu spatele la lumină ca să-ți vezi umbra. Sau nu o vezi, dacă nu vrei. Știi ce am constatat? Am văzut pe internet o chestie, o fotografie, pur și simplu, și am rămas șocată pentru că nu m-am gândit niciodată și n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Dacă aprinzi o lumânare, da, vei vedea umbra lumânării efective, dar nu și umbra flăcării. V-ați gândit vreodată de ce nu se vede umbra flăcării de la lumânare? Pentru că aceea este lumina. Și pentru că lumina nu are umbră. Nu are niciodată umbră, este singura care nu are umbră. Da, așa este, știu. Este așa cum spunem, inima nu se poate îmbolnăvi de cancer. Da. Nu se poate îmbolnăvi de cancer pentru că acolo stă iubirea și iubirea este Dumnezeu. Exact. Asta iar este. Iar inima este cel mai curat și mai plăcut și mai luminos loc din ființa noastră, din trupul nostru. Cea inimă, cea inimă, unde să duc? Așa. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a făcut pe noi să fim iubire și Dumnezeu ne iubește, dacă noi nu putem să fim ca Dumnezeu, atât de pur și de curați, măcar învățăm, tindem, facem în așa fel încât să reparăm ce greșeli am făcut, ne cerem iertare. Greșim, suntem oameni, este normal. Da. Numai Iisus n-a greșit și, Doamne iartă-mă, dacă a greșit, nu știm noi. Cel puțin astea ne sunt puse la dispoziție materialele și în Biblie. Și în Biblie nu spune nimic de așa ceva. Sigur. Iar alte cărți, sincer, n-am citit. Poate nici n-am vrut. Vreau să rămân cu imaginea asta. De multe ori sunt anumite link-uri pe internet care spun diferite chestii. Da. Nu știu de ce nu rezonez cu ele. Și pur și simplu vreau să știu că Iisus este acel pe care eu l-am cunoscut din momentul în care m-am născut, în credința mea, în ceea ce eu am trăit, în experiența mea, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că s-a răstignit pe cruce pentru noi. Cine vrea să spună mai mult, n-are decât să demonstreze. Corect. Eu în asta cred. E o alegere. Exact. Avem liberul arbitru pentru fiecare din noi să facem drumul și alegerea pe care ne-o dorim. Și acum revenind la umbră, nu i-aș spune copilului din noi umbră, că e... Da, nici mie nu mi-a plăcut denumirea asta, să știi, umbră. Pare ceva, sugerează ceva întunecat, nu? Da. E mai bine să-i spunem copilului din noi copil, pentru că e orice ce a fost acolo, săvârșit de acel copil, eu zic că n-a fost făcut conștient. Da. Deci și o răutate, dacă ai scos-o din pe gura ta, n-ai făcut-o conștient. Și atunci e copilul, da? E copilul naiv, e copilul plăcut, e copilul e care... E puiuțul din interior. Exact, care face pozne. Până la urmă. Cred că denumirea asta de umbră, autorul a abordat-o tocmai pentru a sugera că indiferent unde suntem și ce facem, ea ne însoțește. Și atunci... Asta, bănuiesc, e un subliminal, aș fi vrut să transmită. Mai bine contactați-l, mai bine conștientizați-l, mai bine vindecați-l. Nu încercați să-l faceți să tacă, nu încercați
aceste emoții mai puțin plăcute să le reprimați înapoi în interiorul vostru, pentru că nu scăpați. E ca o umbră, da? De umbră nu scăpați. Și bine, ai spus, nu scăpați, și dacă nu conștientizăm această umbră din noi, sau câte umbre or fi, pentru că ce am înțeles eu până din aveam început cartea, umbra aceasta este de fapt parte din lucrurile care nu ne plac din viața noastră, din defectele noastre, din, pe care noi le considerăm defecte. Poate nu or fi. Așa-i. Dar noi ne vedem cu ele, că te uiți în oglindă și te vezi un pic mai plinuță, consideri că acea parte a surplusului pe care tu spui că îl ai este un defect. Dar sunt persoane care nu te văd așa și care spun, wow, ce bine arăți! Și atunci unde este defectul? Deci e un pic relativ și aici. E adevărat. O să pară, mă rog, și pe bună dreptate, dacă vorbesc de copilul interior, pentru asta am venit. Culmea este că și la baza percepției despre noi și ne tot copilul interior stă. La început, în primii ani de viață, el are o imagine foarte bună despre el. Și să urmărești copiii care, pe care îi întâlnești. Numai că, în primul rând, noi părinții și apoi societatea, colegii, profesorii și așa mai departe, încet, încet, încep să o distorsioneze. Ești bun numai dacă ai 10. Ești frumos numai dacă ești slab. Ești, știu eu, apreciat de societate sau acceptat de societate numai dacă obții performanțe, știu eu, într-un anumit domeniu. Și atunci, sigur că el, încet, încet, începe să-și fixeze anumite limite, anumite blocaje. Am citit undeva un caz în care un adult era bâlbâit. Avea o funcție foarte înaltă, într-un domeniu în care trebuia să vorbească foarte mult, ceea ce îți dai seama că venea foarte greu. La un moment dat a obținut o promovare și mai mare. Era pe punctul de a o refuza, pentru că asta presupunea și mai mult să vorbească în exterior. Și atunci a mers la doctor. N-a aflat, mă rog, până la urmă a reușit să pătrundă în interiorul lui, sigur, cu ajutorul unui specialist, nu mai detailăm ca să nu luăm prea mult din timp, și a realizat, a scos la suprafață, a conștientizat o amintire din copilărie. Mama sa iubea foarte mult florile, un anumit tip de flori, galbene, pe care le cultiva în grădină. Micuț fiind, a observat prima floare când ea și-a deschis petalele și cu bună intenție și cu mare bucurie. Wow, a înflorit! A rupt-o să-i o ducă mamei. Deci un gest de iubire, da? Copilul bine intenționat. Tatăl se afla în preajmă și când a văzut, a strigat: Aoleu, ce ai făcut? Ai rupt floarea preferată a mamei. Copilul a fost atât de marcat de această acuză, dacă vrei. Poate nici tata n-a făcut-o cu rea intenție, dar a fost atât de marcat la gândul că, de fapt, dorind să facă o bucurie mamei, poate produce o suferință, încât a rămas bâlbâit pe parcursul vieții sale. Iată cum o întâmplare aparent banală, îți poate marca viața, cariera, impresia despre tine și toate celelalte. În momentul în care a conștientizat, a rezolvat această situație, a dizolvat acea emoție negativă pe care el o trăise atunci, acea spaimă, vai, o supăr pe mama, și a revenit
a mers mai departe în carieră și omul este și la ora asta un om de mare succes în diplomație. Deci, un mic exemplu apropo de cum ne poate influența viața copilului interior. Bun, perfect până aici și foarte bine că ai punctat acest lucru. Tu știi că eu sunt un om practic și îmi place ca în emisiunile mele să explicăm telespectatorilor ce și cum să facă singurei ca să poată să scoată la suprafață, în cazul acesta, copilul interior. Hai să-i spunem copil, să ne limităm la acest cuvânt, pentru că e mai ușor așa decât altfel, să nu îngreunăm, da, să nu îngreunăm prea mult bagajul din spatele telespectatorului care își dorește să facă pas. Dragi prieteni, este atât de frumos să vă aduceți aminte de copilăria voastră și să contactați acest puiuț care e în interiorul vostru. Acum, nu trebuie să aveți emoții vis-a-vis de eventualele amintiri posibil neplăcute pe care le-ați putea retrăi. Avem două abordări. Acum depinde gina pe care dorești să ți-o prezint. Deci prietenii noștri, cei care deocamdată nu au, să zicem, posibilitatea unui specialist, da? Sau doresc să o facă de unii singuri. Sunt foarte mulți care nu au disponibilitatea, știu eu, de a-și pune sufletul pe tavă în fața altcuiva, fie el chiar și un terapeut, un psiholog, sunt foarte mulți. Așa este. Eu am întâlnit în experiența mea pe această metodă, jocul, mulți pacienți care la început aveau foarte mari rețineri în a exprima chiar și față de mine ceea ce ei simțeau sau trăiau. Sunt oameni introvertiți care au probleme de comunicare în ceea ce privește, da, viața lor. Corect, corect. Și atunci se spune că pentru a stabili o legătură cu copilul tău interior, indiferent cât este de sănătos sau, știu eu, mai afectat sau mai puțin afectat, este nevoie cam de 30 de zile. Să-l salutăm și să, știu eu, să vorbim cu el maxim jumătate de oră pe zi. E așa de greu să ne oferim 30 de minute din viața noastră? Nu știu, Cea mai bună metodă, din punctul meu de vedere, este cu ajutorul fotografiei, pentru că e drumul cel mai scurt de a coborî în sufletul tău. Da? Vorbeam în emisiunile trecute că ochii sunt oglinda sufletului și de asta mulțumesc lui Doamne, așa, de asta tot arăt spre tine, tu mi-ai dat această... Eu am spus Doamne și eu o știu de la părintele. Păi, exact. Pentru această idee cu fotografia, e o cale foarte ușoară. Aici sunt multe metode, meditații, hipnoză, regresii, știu eu, imagistică, de care vrei. Însă aceasta este atât de simplă și la îndemâna tuturor. Până la urmă... Și conștientă, Margot. Și conștientă. Până la urmă stai de vorbă cu tine. Până la urmă te duci la puiuțul care ai fost. De multe ori te uiți și în alte ocazii la pozele cu copilașii, nu? Cu copilul care ai fost. De data asta o faci puțin mai conștient și privindu-l direct în ochi. Pentru cei care au încă reținerea de a se privi pe ei în ochi, că de fapt dacă stai bine și te gândești în momentul când tu privești copilul acela în ochi, ăsta e jocul, te privești pe tine, da? Dacă aveți o reținere, dragi prieteni, să vă priviți în ochi în ideea în care vă gândiți că știu eu cine știe ce emoții mai puțin plăcute o să experimentați, vă propun ca pentru început pur și simplu să-l conștientizați și să-l contactați. Adică, îți pregătești, noi avem mai mulți copii interiori, funcție de etapele care le-am trăit, da?
de emoțiile, de etapele care le-am trăit la vârstele respective. Sigur că eu am mai spus-o și o repet pentru cine poate n-au văzut emisiunea respectivă. Eu am ales cei trei copii, 3 ani, 7 ani, 15, 18, am explicat din ce motiv, dar fiecare putem să mergem la orice etapă de vârstă dorim. Vârsta care simte că are acolo o problemă. Exact. Însă, din experiența mea, cel mai mult, probabil n-ai să te aștepți la ce spun acum, are de povestit, de arătat sau de îndrumat copilul cel mic. Acela e și cel mai vorbăreț, iar după ce l-ai vindecat, el îți face și morala de rigoare și te învață să fii curajos și te învață, îți elimină emoțiile, îți dă încredere în tine, în viață și așa mai departe. Deci, pentru început, puteți doar să vă pregătiți o poză undeva la 3 ani. Dacă vreți să mergeți mai departe, le pregătiți și pe celelalte două. Dar fiecare cum simte până la urmă, nu? Dacă omul nu vrea să-și forțeze prea mult sufletul, mergem emoția lui. Mergem în ideea că mergem treptat. Mergem treptat. 7 și 15. Exact. Își pregătește poza a copilului de 3 ani. Iar pentru început îl salută, îl întreabă ce mai face. Atât? Ce mai face? Că după aia, dacă mergem la a doua întrebare, deja vorbim despre intrarea în vindecare. Deci, pentru cei care vor să o înceapă cu pași mici, e suficient pentru început să-și regăsească puiuțul. Obligatoriu de fiecare dată, când îl regăsiți, când stați de vorbă cu el, dragi prieteni, nu uitați să-i spuneți că-l iubiți și să-l întrebați pur și simplu ce mai face. Practic, dumneavoastră, atunci vorbiți cu sufletul dumneavoastră și vă întrebați ce mai faceți. Sufletul știe mai bine ce mai faceți decât mintea conștientă, pentru că ea începe cu anumite reguli și... Mai muțică. Da. Dar sufletul, el îți spune întotdeauna adevărul. Și atunci, dacă aveți rețineri, începeți cu pași mici. Fați-l cu iubire, cu deschidere, dar priviți-l în ori. Și întrebați-l ce mai faci. Veți, pentru că eu am experimentat această parte cu Margot, vă mărturisesc din experiența mea. Când am întrebat prima dată ce mai faci, mi s-a răspuns, bine! Bineînțeles, Margot, care avea pixul și hârtia în mână. O nota. Nota. Este necesar... Acum nu știu, chiar vreau să te întreb. În cazul în care suntem singuri, nu putem ține și hârtia și fotografia să și notăm. Dar în cazul în care folosești un terapeut pentru asta, există cineva care notează și acele întrebări și răspunsuri pe care le pui și ți le răspunde copilul, e bine de notat undeva. Dacă, după această experiență, țineți minte, notați-le dumneavoastră, așa cum puteți. Vreau să spun că eu am mers până la copilul de 7 ani, mai încolo n-am putut. Deci a fost ceva un bloc acolo. Dar am făcut cele două lucruri pe care mi le-au cerut copiii, cea de 3 ani și cea de 7 ani. Prima mi-a cerut o păpușă și i-am cumpărat de Crăciun o păpușă, iar cea de-a doua mi-a cerut o prăjitură bună și am cumpărat prăjitura copilăriei mele. Vreau să spun că am avut așa o satisfacție când le-am îndeplinit pe amândouă, pentru că aștept să vină momentul. Nu atunci când ai făcut această terapie, te-ai dus repede la cofetărie și ai cumpărat. Nu. Vin momentele treaptă cu treaptă și se întâmplă. Credeți-mă. Ceea ce spunea Margot vis-a-vis de această întrebare, ce mai faci? La început aveți, cu siguranță, veți simți o stare în care veți spune că și cine să-mi răspundă mie ce mai faci? Ești atent la primul gând. Exact. Și după aceea va veni următoarea întrebare care vă va veni să o puneți.
Da, în momentul în care de acum vrei să știi mai mult despre el, deja pășim în etapa de vindecare a lui, îl întreb ce mai, cum se simte. Ei, deja aici s-ar putea răspunsurile să fie surprinzătoare. Da? Depinde în ce stare îl găsim. Pentru început îl întrebăm ce mai face, apoi îl întrebăm cum se simte. Și dacă vrei ceva. Și dacă vrei ceva, da. Acum depinde până unde îți dorești să mergi. Da. Apropo, ești un exemplu vis-a-vis de ce am discutat mai devreme. Cu adolescenta care deocamdată cred că ar fi bine întâi să o întrebi ce mai face. Da, da. Și după aia cum se simte. Exact. Ca să poți depăși hopul de la vârsta respectivă. Însă, indiferent cum, copiii sunt copii până la urmă, nu aveți nicio reținere, dragi prieteni, în a aborda acest procedeu, gândindu-vă că, domnule, eu n-am să reușesc, nu? Nu se poate întâmpla nimic. Da, nu-mi răspunde, sau da, cum să aud. Dumneavoastră, 24, că o parte dormim din zi, din cele 24, dar o mare parte din timpul unei zile, da, noi vorbim cu noi. Gândurile, de fapt, ce sunt? Noi tot timpul vorbim cu noi. Avem până la 60.000 de gânduri pe zi. Numai că asta este diferența. Pentru că noi vorbim cu mintea. Iar acum, când o să privim copilașul nostru interior în ochi și o să-l întrebăm ce mai face, o să vorbim cu sufletul. Asta e singura diferență. Așa cum nu s-a întâmplat niciodată, Gina, știu eu, referitor la o situație, mai ales când e ceva mai important, mai tensionat, mergi și spui, da, mă duc acolo și fac așa, dar dacă se întâmplă asta, dar... Să vorbești singur, cu voce tare? Nu să vorbești cu voce tare. Dar tu nu-ți faci planurile în minte, nu vorbești cu tine. Cum să nu? Păi cum toți, să nu? Păi mintea toți, de fapt ce e? Toți facem așa, da? Deci, și atunci, pe ea cum o auzi? Da, interesantă întrebare. Cum îți auzi mintea? Păi, s-o auzi tot timpul. Și că nu-i cazul. Că sunt grasă, că nu sunt suficient de bună, că nu... voi reuși, nu știu în ce situație, că nu, mintea, ego-ul, da? Le auzim. De ce am avea o reținere? Sau știu eu, să nu avem încredere în noi că nu ne putem auzi sufletul? Cum? Categoric. Este necesar. Atât de simplu. Este necesar să stăm de vorbă cu noi. Mai ales cât, ce poți să vrei mai frumos decât să vorbești cu sufletul tău, să-ți auzi sufletul tău, să-ți asculți sufletul tău prin această metodă. Prin întoarcerea, de fapt, la puiul acela, la tine, când erai micuț. Și e foarte frumos. La etapele vieții pe care le-ai trăit. Sigur că da. Iar după aceea, de ce nu, dacă sunt telespectatori care merg peste această a treia fotografie, cu siguranță vor reuși să meargă mai departe, nu neapărat la, știu eu, 20 de ani, ci și mai aproape de vârsta care dumneavoastră o aveți. Și uite așa, reușiți, dragi prieteni, să intrați în interiorul dumneavoastră, să vorbiți cu dumneavoastră, cu sufletelul dumneavoastră și să conștientizați ce anume nu v-a plăcut din alte din trecutul dumneavoastră, din copilărie, din adolescență și din tinerețe, mă rog, depinde câți ani are fiecare. Sunt foarte multe lucruri de spus. E atât de vastă această temă, pentru că dacă stăm și ne gândim bine, vorbim de sufletul nostru și de temelia sufletului nostru. Deci nu e chiar o glumă. E atât de vastă tema asta, încât sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. În primul rând, importanța vindecării acest copil interior pentru noi, copiii noștri, părinții și relațiile cu cei din jur. Absolut totul se schimbă când aveți un copil interior vindecat. Fără să faceți dumneavoastră nimic.
inclusiv relațiile cu părinții, cu copiii. Odată acest cerc vicios al suferinței și al programelor trebuie întrerupt la o generație. Pionierul care va face acest lucru și își va vindeca copilul interior, dacă ai să fii tu, dragă prieten, va fi cel care va întrerupe acest tăvăluc al suferinței, dacă vrei, pentru că noi avem tendința să ne educăm și să ne creștem copiii, nu neapărat că ne dorim acest lucru, așa cum am fost și noi la rândul nostru. Și se transmit aceste traume din generație în generație, fără să vrem. Copiii noștri la rândul lor vor proceda la fel. Și uite așa, spunem stop, vindecăm, dacă nu pentru noi, măcar pentru copiii noștri. Măcar pentru... Dar în primul rând trebuie pentru noi. Apropo de iubirea de sine. Da, este foarte important ceea ce spui tu, că și sunt de acord să facem lucrul ăsta conștient. Conștient. Sunt foarte multe teme. Sper să mai avem ocazia să ne mai vedem cu prietenii noștri și cu tine, dragă Gina. Cu mare drag. Și atunci, eventual, să abordăm concret... știu eu, emoțiile negative și, de exemplu, cum eliminăm frica sau cum eliminăm, că în această frică avem cuprinse foarte multe, frica de eșec, frica de monștri, de înălțime, de tot felul de frici sau cum eliminăm neîncrederea sau cum eliminăm, pentru că un copil interior, odată vindecat, îți va fi un partener de nădejde și îți va da aripi. Îți va da aripi, fără exagerare. O spun din proprie experiență și din experiența pacienților cu care am lucrat. Îmi pare rău, sau nu știu dacă e termenul corect, însă, din punctul meu de vedere, chiar o depresie, chiar o anxietate, nu poți să o vindeci complet dacă nu ți-ai vindecat copilul interior, adică subconștientul tău, adică temelia sufletului tău. Dacă pe el nu l-ai vindecat, nu ai cum să spui că m-am vindecat de depresie. Primul lucru de acolo trebuie pornit. Corect. De la bază. Corect. O, dragi prieteni, atât de repede zboară timpul, uitați-vă că au trecut cele 50 de minute alocate emisiunii noastre și nu vreau să închei emisiunea până când nu voi spune aceleași lucruri pe care le-am spus în ultima perioadă. Mai întâi de toate vreau să vă readuc aminte că doresc să ne întâlnim cu toții, cei care vor, evident, undeva în luna mai și vom stabili împreună o dată după Paști, după Sfintele Sărbători de Paști, să ne întâlnim cu toții pe platformă la turnul lui Ștefan cel Mare, într-o zi și o oră în care Dumnezeu ne va binecuvânta să ne cunoaștem cu toții, cei din Piatra Neamț și nu numai, cine vrea să vină, să vină, să ne cunoaștem și să simțim și să aducem prin faptul că ne unim cu toții prin prezență în acel loc, să ridicăm vibrația pământului, vibrația orașului, vibrația noastră, unde-s doi puterea crește, iar Iisus a spus, unde sunteți doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu cu voi. Dragi prieteni, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Și nu uitați că nimic nu se poate face fără iubire, dar fără iubire necondiționată. Iisus spunea, nu căldicel pe buze, nu vreau. Vreau să fiți da sau nu. Așadar, da sau nu. Margo, îți mulțumesc din toată inima că ai venit în emisiunea noastră și te provoc la a mai reveni cu subiecte cu drag, din cu ce, drag. În ce mai bun. Uite, vezi, este Margo una din acele ființe care a venit prima oară în emisiunea noastră, asta este a treia, și mi-aduc aminte ce emoții avea la prima emisiune. Uitați-vă acum, parcă s-a născut în fața camerii de la vedere. Și parcă n-aș vrea să mă mai despar nici de tine, nici de prietenii noștri. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și nu uitați, contactați-vă copilul din voi. Îl salut, îl respect și îl iubesc.
Așa este, așa să fie. Mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră în fața televizoarelor și faptul că ne urmăriți. Dragi prieteni, vă iubim și dumneavoastră să fiți iubiți de Dumnezeu și să aveți binecuvântările divine așa cum mi le doresc mie, vi le doresc și dumneavoastră. Vă urez un weekend minunat. La revedere! La revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de uncă folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.